Declarații surprinzătoare făcute de vicepreședintele Partidului Social Democrat, Luis Popa. Acesta a declarat că dacă va fi dat afară din partid ca urmare a declarațiilor făcute în discordanța cu poziția liderilor, nu este nicio problemă. Oricum, a fost deja ofertat de alte formațiuni în să nu se gândește să plece. În ceea ce privește posibilitatea ca Marcel Romanescu să fie candidatul de partidului, Popa susține că sunt penibili. Luis Popa s-a pronunțat împotriva modului în care conducerea organizației se mobilizează pentru desemnarea candidatului la municipiu și este nemulțumit de faptul că nu a fost inclus în niciun sondaj. Decizia de sancționare, inclusiv cu excluderea a membrilor care nu sunt de acord cu hotărârile conducerii partidului, par să nu-l sperie pe vicepreședintele PSD, Luis Popa. Deși își dorea să fie măsurat în sondajele realizate de partid, acest lucru nu s-a întâmplat, iar Popa atrage atenția socialdemocraților să nu facă greșeala celor de la PNL în 2016, când au sondat 5 persoane și au pus candidat pe altcineva. Că sunt sancționat, că sunt dat afară dintr-un partid. Nu este nicio problemă. Viața merge înainte și avem... La, la, la lejeritatea cu care vorbiți, m-aș deci, face păcatul să mă gândesc că v-ați pus deja o nu, spre o nu, altă formație. Nu, nu, -am, am avut această ocazie și nu am făcut pasul către acea formație. Dacă tot ați deschis acest subiect, repet, sunt un om de echipă, dar la mine fața că să, în cazul că îmi spun un punct de vedere și noi sunt colegi să nu sunt de acord cu el, că sunt sancționat să sunt dat afară din partid, puțin mă interesează. Și am să vă spun și de ce. În momentul în care... Noi ne-am dorit să avem libertatea de exprimare, pe... Eu îmi doresc să am libertatea de exprimare. Și când am ceva de spus, spun. Când nu am ceva de spus, era vorba fiului. Când vreau să fluier, eu fluier. Mai mult, faptul că liderii PSD nu renunță la ideea de a-l oferta pe Romanescu să candideze de la partid îi face să pară penibil. Este de părere lui Spopa. Sunteți oferta de alte partide? Nu am, avut, nu, am avut uh, discuții, v-am spus uh, și mi au recunoscut uh, public, dar nu mă interesează aceste lucruri. În momentul în care am intrat în această echipă, îmi spun punctul de vedere, uh, nu mă ascund deci, de, anumite lucruri, este public și ați văzut și acum a recunoscut că ar fi penibil ca actualul primar să vină să candideze de la PSD în condițiile în care noi ne certăm toată ziua cu și el ne pe noi la cimitir. Practic știți cum este. El ne trimite pe noi la cimitir, Mă mir că am angajat și Popi să ne facă pomana, dar noi le ofertăm să vină, nu știu ce să facă, să vină cu noi în cimitir, ce să ne facă. Luis Popa a mai declarat că are propriile măsurători conform cărora ar sta bine în ochii târgujienilor. În ceea ce privește sondajele realizate de PSD, acestea se află în lucru, iar numele celor care le compun nu sunt foarte clare, deoarece în spațiul public apar declarații contradictorii dinspre actualul și fostul lider al partidului.